de dimineață. Ne ajută să scapi de greață și crește moral. Bună dimineața, bună dimineața și la mulți ani de Moș Nicolae. A venit Moș Nicolae, e sărbătoare, copiii s-au bucurat și părinții, s-au bucurat și bunicii, toată lumea s-a bucurat. Culmea e că se bucură și autoritățile publice, pentru că nu-i așa, și la ele vine Moș Nicolae din când în când, nu atât de des cât ar trebui să vină. Și ca să nu mai ducem vorba mai departe în stil festivist, haideți să vorbim despre ce cadouri a făcut Moș Nicolae unor instituții publice. Țineți minte cu toții că la Piatra Neamț, Cică, se va desfășura un târg de Crăciun. Sus pe platou, un loc prost ales, un loc înghesuit, în care s-au înghesuit niște oribilități de căsuțe, plus butoaiele aferente, plus un brad oribil făcut din plastic, că dar nu e așa, trebuie să ne aliniem tuturor tendințelor noi, să nu cumva, Doamne ferește, să fim altfel decât ni se spune și ni se dă ordin. Deci, brad făcut din plastic, ca și ornamente făcute din plastic, pentru că ele țin, nu e așa, până la urmă. Și pot fi și amortizate după ce le-ai achiziționat la un preț ca la Moș Nicolae. Bun, deci pe platoul respectiv trebuie să facă un târg de Crăciun. Sperăm să facă mai bun decât în alți ani, dar mă rog, trăind-o sperando, știți dumneavoastră. În acest context a venit inițiativa primăriei de a face acolo un centru de vaccinare, drept pentru care cei de la primărie s-au adresat proprietarului căsuțelor, care este Centrul pentru Cultură și Arte, Carmen Seculare, dar care a fost împroprietărit cu aceste căsuțe, care probabil sunt și culturale și artistice, și de în urma unei discuții, lucrurile au fost amiabil rezolvate să deschidă acolo centrul de vaccinare. Ce s-a întâmplat după, putem doar presupune. Cineva a zis, domne, nu se poate, vaccinarea nu este o activitate artistică ca aia care o facem noi când vindem în căsuțe mici, bere, chiultoși și altceva. Vaccinarea este un act medical, așa că out cu cei care se ocupă de vaccinare. Am primit zilele trecute un comunicat de presă de la primărie care spune cam așa. Centrul de vaccinare de la Curtea Domnească va funcționa începând de astăzi într-un corp, mă rog, din 4 a 12-a, pus la dispoziție de Inspectoratul pentru Situații de Urgență. Mai să fie, nu mai era în căsuță. El este amplasat în imediata vecinătate a fostei locații, unde a funcționat până acum, iar relocarea lui a fost solicitată către Centrul pentru Cultură și Arte Carmen Seculare printr-o somație transmisă instituției noastre, adică primăriei Piatra Neamț, în după-amiaza zilei de... N-are rost să mai citim restul în care ni se spune că se miră domnul Carabelea despre faptul că Centrul pentru Cultură și Arte a transmis o somație să mută de acolo. Problema este cam așa. O instituție de cultură și artă care administrează căsuțe transmite o somație primăriei care a pus la dispoziție terenul și asigură și cheltuieli destul de multe și are și răspunderea pentru ce se întâmplă acolo, că vezi, doamne, căsuța care v-am dat voie să intrați în ea și să anunțați că se face, cum se cheamă acolo, centru de vaccinare, acum trebuie să ne eliberați pentru că așa vrea mușchii cui? Ai lui Carmen Seculare? Sau a forului tutelar, ca să ne aducem aminte de o celebră
glumă de noaptea de Revelion, parcă cu Demrădulescu sau Toma Caragiu. Hai să ne lămurim, să încercăm să sunăm pe cineva de la primărie care știu că s-a ocupat și preocupat de acest lucru. Să vedem dacă ne și răspunde la această oră. Bună dimineața, domnul Liviu Harbuz. Bună dimineața, domnul Bălănescu. Ne scuzați că vă deranjăm la această cafea de dimineață. Întotdeauna e o plăcere să beau cafeaua cu dumneavoastră. O putem bea în căsuța de la centru de vaccinare de pe platou Curții Domnești, platou aflat în proprietatea primăriei Piatra Neamț, sau o bem la cort? Păi, dacă am bea o căsuță, ar fi o cafea cu sare, pentru că cam ăsta este gustul care ne-a rămas nouă în gură. De fapt, aș vrea să explic puțin care a fost strategia și obiectivul primăriei. Un astfel de tip de Crăciun, în momentul în care folosește o scenă și folosește artiști, se încadrează la o anumită poziție în legislație. Iar asta implică și un filtru epidemiologic de acces în târgul de Crăciun. Asta ar însemna ca noi să vedem copii care stau la gardurile specifice jandarmeriei și care nu pot intra în târgul de Crăciun cu părinții, pentru că fie nu sunt vaccinați, fie nu au certificatul QR code-ul la ei, din diverse motive. Noi ne-am gândit că ar fi bine ca înainte cu 14 zile de începerea târgului de Crăciun, adică pe data de 17, să organizăm un centru de vaccinare în două căsuțe, motiv pentru care am apelat la partenerul nostru, în ghilimele, Consiliul Județean, moment în care am primit acordul, e adevărat, verbal, nu scris, de la directoarea Centrului Cultural, doamna Carmen Nastase, și de la directoarea acelei direcții care organizează evenimente din primărie, doamna Flori Moisi. Care este și consilier local. Dacă este numai. Și consilier local, deci, ca de obicei, joacă de pe două poziții, cea de consilier local, deci... Compatibile. Întotdeauna sunt compatibile, pentru că compatibilitatea la neam se stabilește selectiv. Și am organizat în cele două căsuțe un punct de vaccinare, desigur, conform legii, doar că nu am mai făcut și un contract cu Consiliul Județean, pentru că considerându-ne partener, am crezut că e suficient acordul verbal și colaborarea în sensul care ne-au fost deschise cele două căsuțe. După ce a început să funcționeze centrul de vaccinare, am primit somație să eliberăm imediat căsuțele, deși inițial ne s-a spus că ele vor fi grevate de activitățile specifice abia în data de 17 decembrie, și peste noapte să mutăm chiar sub amenințarea că meșurile primăriei și a centrului de vaccinare vor fi înlăturate. Am apelat la ISU. Deci, stați un pic, amenințarea asta a fost scrisă în somație? Da, după cum ați și ce că o să ne dea jos meșurile, da. Nu, aia a fost verbală, în disperarea în care noi am spus că nu putem desființa centrul de vaccinare. Adică am ajuns în situații penibile în care, doar pentru faptul că, repet, avem în această organizare o scenă pe care să cânte artiști, se schimbă încadrarea legală a acestui târg. Fără această scenă, în schimb, și fără a duce artiști așa cum s-a făcut de ani de zile, târgul își schimbă, practic, încadrarea și devine accesibil pentru toată lumea. Pe noi ne-a interesat să permitem accesul tuturor cetățenilor, pentru că toți plătesc taxe și impozite și nu cred că e normal să facem asemenea discriminări în care o parte din cetățeni să aibă acces și o parte să nu aibă acces. Motiv pentru care, repet, am venit suplimentar și cu acest centru de vaccinare pentru a crea posibilitatea celor care vor. Bun, am înțeles cu centru. Pe mine mă interesează în momentul acesta raporturile dintre două entități aflate într-un contract și într-o colaborare, ca să spunem așa, mai mult decât instituțională. Mie mi se pare, scuzați-mă că vă spun,
cu mult cacao în zonă, să vezi cum o instituție somează primăria care deține terenul. Nu numai că deține terenul, dar în acest parteneriat primăria asigură cam 75% din organizare, pe când Consiliul Județean asigură căsuțe, comerț și, desigur, lucruri neprofitabile și spectacole de tot felul, așa cum au făcut-o întotdeauna. Eu consider că un timp de Crăciun trebuie să fie un moment de bucurie pentru toată lumea. Și consider că într-un parteneriat ar trebui să ne respectăm. Pentru că în dreptul primăriei sunt activități precum plata tuturor utilităților, paza, triaje epidemiologice pe care să le facem noi cu garduri de jur împrejur, iar accesul să fie limitat doar la persoanele care sunt vaccinate și care sau au trecut prin boală și care certifică acest lucru. La un târg de Crăciun, la un asemenea trafic, este aproape imposibil. Cred că sensul acestui târg de Crăciun, repet, trebuie să fie un prilej de bucurie și nu o luptă între poliție locală, firme de față, jandarmi, cu oamenii care vin împreună cu copiii să se bucure de târgul de Crăciun. Oricum, vă rog. Noi considerăm că și locația, e adevărat, cam târziu considerăm, este improprie și vă promit că de la anul târgul de Crăciun se va desfășura în piața Ștefan cel Mare și nu pe platoul Curții Domnești. Apropo, a făcut cineva vreun studiu de impact asupra influenței patinoarului asupra construcției din zonă? Nu, bineînțeles, ăsta este un alt motiv pentru care considerăm că acest târg numai și, nu numai târgul de Crăciun, mă refer la toate evenimentele de amploare, adică am văzut, de exemplu, când a fost festivalul de food de mâncare, erau legate corturile de jur împrejur cu șufe de turnul Ștefan cel Mare. Noaptea minții, să te legi cu șufe de turnul Ștefan cel Mare. Chiar nu mai avem nimic sfânt. Curtea domnească este un loc emblematic pentru cei din neamț și nu numai, iar astfel de evenimente nu mai au ce căuta la curtea domnească. Desigur, nu mă refer, repet, doar la târgul de Crăciun sau la patinoare. Ele trebuie mutate pe bulevard în piața Ștefan cel Mare. Oricum, domnul Liviu Harbuz, mie îmi place că primăria a ajuns să discute sau să fie la mâna Centrului de Cultură Carmen Seculare. Sincer, dacă aș fi nu primar, că nu-mi doresc la Piatra Neamț, din multe motive, dacă aș fi măcar consilierul unui consilier de la primăria Piatra Neamț, m-aș simți umilit să primesc o somație și să mi se spună să eliberez ceva în condițiile în care aceeași instituție, cum spuneați dumneavoastră, e drept pe bază de strâns mâna, da? Și a dat acordul. Adică mi se pare deja sub demnitatea, dacă nu a unui primar, a unei entități care se cheamă Consiliul Local și Primăria Piatra Neamț. Este foarte adevărat, noi nu am privit-o așa. Noi avem un respect deosebit pentru instituția Carmen Seculare, care din păcate este folosită ca pivot și ca monedă de schimb câteodată în aceste evenimente. Dar vă repet, noi am considerat că trebuie să ne respectăm partenerii și mai ales atunci când vorbim de o instituție de cultură prestigioasă, Piatra Neamț, pentru că nu putem nega performanțele acestei instituții de cultură de-a lungul anilor, în ultimii zeci de ani. Atâta timp cât s-au ocupat de cultură și de, spunem, evenimente. Se pare că nu întotdeauna se ocupă doar de cultură, ci se ocupă de cultura unor relații total nepotrivite uneori. Ce aș vrea să vă mai spun, în cadrul strategiei pe care o are primăria, începând de la anul, vom avea un brad de dimensiuni foarte mari în parcul din centrul orașului, în parcul central, care va deveni bradul de Crăciun permanent. El va fi plantat acolo, un brad care, într-adevăr,
să poată intra în competiție de Crăciun atunci când este ornat cu brazii de la Sibiu, de la Brașov, din alte... În momentul de față avem un... De la Craiova, vă rog frumos. De la Craiova. Mă scuzați, suntem în parteneriat. Gândiți-vă cum arată... Uitați-vă la bradul ăla care este pus în centrul orașului. Eu am spus. O bucată de metal cu o poșghiță verde, nu asta cred că își doresc, adică doar să cheltuim niște bani, să realizăm niște elemente, niște simboluri de Crăciun pe care nu le respectăm. Un tâng de Crăciun nu înseamnă doar cârnați și fum în... Nu, nu, mai este și chiultoș, mai este stuică fiartă și vin. E foarte bine, sunt elemente binevenite, dar repet, nu pe platou Curții Domnești. Vă mulțumesc frumos pentru participare. Vă mulțumesc și vă asigur că primăria va face tot posibilul ca toți cetățenii din Piatra Neamț să aibă acces la Târgul de Crăciun și nu să avem situații de discriminare a unora față de ceilalți. Eu aștept să văd cât vor fi cheltuielile primăriei și eventualele alte ponoase pe care le veți trage de pe urma acestei prea frumoase asocieri pentru acest minunat Târg de Crăciun. Vă doresc cele bune! Îmi cer scuze, mai am o singură precizare. Banii pe care, pentru că noi vom face o mare economie de bani în această regândire a desfășurării Târgului de Crăciun, banii vor fi folosiți cei rămași pentru a mai face încă 1000 de pachete pentru copiii săraci. Așa cum știți bine, primăria a mai aprobat 1000 de pachete, vor fi în loc de 1000, 2000 de pachete. Mulțumim frumos, la revedere! La revedere! Ați văzut ce cadou a primit primăria de Moș Neculai? Sau înainte de Moș Neculai, ca să doarmă bine? O somație de la Carmen Seculare, instituție sau care în asemenea momente reprezintă brațul armat al forului tutelar din Neamț. Apropo de forul tutelar, cu puțin înainte de Moș Neculai a primit și el un cadouaș. Bine, după ce l-a primit, l-a citit și a zis, hai să facem noi o contestație, să mai amânăm problemele. Bun, se va ajunge la arbitraj, după care se va ajunge în instanță și peste câțiva ani vom afla ce s-a întâmplat. Dar până atunci a apărut un raport de audit al Curții de Conturi și o decizie a Curții de Conturi. Pentru că vom insista cu altă ocazie pe aceste subiecte, vreau doar să vă arăt un caz demn de Moș Neculai administrativ od Piatra Neamț, adică de la Piatra Neamț. Undeva în cele 30 și ceva, dacă nu mai mult, de puncte pe care Curtea de Conturi le arată ca pe o felicitare de Moș Neculai celor de la Consiliul Județean, avem și despre un subiect drag nouă tuturor, pietrenilor în special, pentru că, dacă țineți voi minte bine, noi ne lăudam cu două chestii apropo de alinierea noastră la ceea ce înseamnă noua politică ecologică în care trebuie să trăim. Pe undeva prin 90 și ceva, nu mai țin minte când, o administrație județeană, alta decât cea de acum, încă nu au trecut atâția ani ca din 94 până acum să ne conducă aceeași persoană, slavă Domnului, așa, deci prin 94-95, nu mai țin minte când, se inaugura transportul ecologic electric de trolee la Piatra Neamț. Eram considerați o administrație așa avangardistă din acest punct de vedere, pentru că nu e așa, era ecologic. După aceea am mai avut una la Piatra Neamț. Vom reveni și asupra asta. S-a construit un depozit ecologic și eram așa vârf de lance la nivel național. Unul, prima chestie ni se trage, dacă nu mă înșel, sper să nu greșesc, de la domnul Onisei, acum
undeva un vașnic director de Teatru Național, da, un Pietrean e directorul Teatrului Național din România. Teatrul Național din București. Fost președinte de Consiliul Județean. Și alta ni se trage de la domnul Rotaru. Asta e. Ce să facem? Bun. Ei bine, domnii de la județ, așa de câțiva ani, și-au zis ei, mă, ce frumoase sunt troleele alea dacă ar fi trase pe dreapta și ce frumos ar fi cablul ăla dacă ar fi vândut. Și și-au zis ei așa, ia hai să facem noi o mică șmecherie. Să spunem că facem transport și mai ecologic decât cu troleele și cumpărăm niște autobuze electrice. Bine, până la urmă trendul e și pe autobuze electrice, dar nimeni nu spune că trebuie să distrugi ceva ce ai. Trecem și peste asta, că nu mai are rost să spunem de ce, cum, când, cine e interesat și să vedem ce spune Curtea de Conturi. Spune așa, că o asociație de dezvoltare intracomunitară, URB Trans, ați auzit de ea, nu? Ăia care cică o decid ce se întâmplă cu transportul pe zona noastră. Ăia care cică decid apolitic și sunt niște specialiști acolo care se pricep la transporturi precum Moș Crăciun la mersul cu Sania. Moș Gerilă, Moș Crăciun, nu mai știm. Gerilă, cred că e la noi, la Neamț. Ăștia s-au înființat ca nimeni să nu mai aibă nicio răspundere. Și acolo a fost un cimitir al elefanților din administrația publică. Cum era unul scos pe margine, cum era pus la URB Trans. Și băieții ăștia au primit ordin și li s-a spus așa, bă, gata cu transportul cu troleu, punct. Și au dat o decizie prin 2019. Și au scos din programul de transport trolei buzele, ca așa au vrut ei. Bun, județul Neamț, care este o instituție timidă, care nu își permite să ia hotărâri de genul acesta, când a văzut hotărârea de la URB Trans, a zis, mă, ăștia ne rad. Și au hotărât să pună ei în aplicare hotărârea respectivă. Așa că au trecut în administrarea directă a Consiliului Județean tot ceea ce era concesionat către SC Troleibuzul. Și s-a aprobat în ianuarie, pe 10 ianuarie, în prima ședință sau în a doua, probabil, extraordinare, știți, scoaterea din funcțiune, respectiv dezafectarea rețelelor de cablu aeriene și depozitarea bunurilor, arcătuind rețeaua aeriană, fir contact, cale dublă, ca să citim. Bun, și de aici începe distracția. UAT-ul solicită oferte de preț de la entități care ar putea presta astfel de servicii. Și cine credeți dumneavoastră că a depus oferte de preț? Păi a depus, să luăm în ordine cronologică, în aceeași zi au depus, da, SC Drupo S.A. și SC Troleibuzul S.A. Ambele, mai să vezi, societăți ale Consiliului Județean. Troleibuzul care rămânea fără rețea și Drupo. Drupo spune, măi băieți, noi vă facem acest serviciu, da, acest serviciu, la 1.333.307 lei și fix 30 de bănuți. Exclusiv TVA, deci 1.333. Troleibuzul spune, noi vă facem acest serviciu și ne facem acest serviciu la 1.040.917 lei, 50 de bănuți exclusiv TVA. Adică o diferență de vreo 300 de mii de lei. Adică 3 miliarde lei vechi. Țineți minte cifra. Da? Ca să vedeți. Păi, cei de la serviciu achiziții au stat, s-au gândit și au zis așa, măi, dacă am primit ofertele astea, ia să solicităm și înscris. Și au luat dar oferta celor de la Drupo. De ce? Probabil pentru că era mai mare. Și pentru că Drupo spunea, noi vom face că avem toate capacitățile să facem lucru acesta. Nu vă mai bat la cap cu toate alte încălcări ale
legii astea achizițiilor publice. Știți că DRUPO face asfaltări, reparații și modernizări de drumuri, construcții civile, întreținere de poduri. Numai că DRUPO, după ce a luat această, a încheiat acest contract, nu a prestat serviciile contractate, cum se preciza special în contract, utilizând resursele proprii, ci a dat de lucru unei terțe societăți. Da? Mai să vezi. Societatea respectivă a facturat către DRUPO suma de 851.259,50 de bănuți, adică 67% din valoarea serviciilor contractate de DRUPO și 87% din valoarea serviciilor final decontate, ceea ce atestă faptul că respectiva societate a lucrat mai mult decât DRUPO, ceea ce duce spre un fel de mică neconcordanță cu contractul. Bun. O să te rog, Bogdan, avem acolo o concluzie a celor de la... Poți să o faci mai mare? Ca să pot să o și citesc de acolo. Deci, în concluzie, urmarea recalculării celor trei situații de lucrări decontate în cadrul contractului de servicii, bla, 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 au rezultat cheltuieli supraevaluate și majorate nejustificate în valoare totală de 259.045 de lei, din care 228.838 de lei pagubă plus majorări de întârziere și vreo 11.000 de lei acolo, așa, abatere, mă rog, astea deja mărunțișuri. Mai țineți minte ce vă spuneam la început, care era diferența dintre oferta DRUPO și oferta troleibuzul de 300.000, care sunt cheltuielile nejustificate și majorate aberant aici, 250.000 plus încă câteva mărunțișuri. Adică cam pe acolo. De ce oare a fost acceptată oferta celor de la DRUPO? Pentru că directoarea de atunci de la troleibuzul nu era în relații bune cu forul tutelar. Pe când cei de la DRUPO sunt întotdeauna în relații foarte bune cu forul tutelar, pentru că DRUPO s-a transformat și el într-un cimitir al elefanților în genul cel de la Urb Trans. Bun, mai sunt și alte povești apropo de acest contract, dacă vreți, dar eu o să vă promit că revenim cu mult mai multe amănunte și în scris pe acest subiect. Ar mai fi niște chestii, dar le lăsăm pe altă dată, pentru că mai avem un cadou care l-a primit de data aceasta fiecare contribuabil fraier care trăiește în municipiul Piatra Neamț. Este vorba despre contribuabilii fraieri care plătesc în locul celor care ar trebui să plătească mizeriile care se fac în oraș și în județ. Pentru că avem mizerii asemănătoare. Avem undeva astăzi, cam așa arată pe hârtie, un proiect de hotărâre de Consiliul Local când e vorba de o mică chestie care trebuie adusă în legalitate. O să mă scuzați un pic să ajung la proiectul de hotărâre ca să nu greșim cumva, Doamne ferește, că dacă greșim noi se supără forurile tutelare și e de rău. Deci, în principiu, este vorba despre un proiect care spune că, domne, trebuie să cumpărăm două terenuri, noi primăria, de la niște persoane fizice, pentru că, vezi, doamne, astea au câștigat în instanță și instanța ne obligă să cumpărăm terenurile. Uite că am și găsit. Este vorba de un proiect de hotărâre
care va fi în următoarea ședință, nici nu mai știu dacă ordinară sau extraordinară, dar să știți că, în general, toate ședințele astea extraordinare, cum or fi ele, tot ordinare sunt. Deci, spune cam așa. Proiect de hotărâre numărul 2 pentru dobândirea prin cumpărare de către municipiul Piatra Neamț a terenului intravilan în suprafață totală de 313 metri pătrați. Da? Asta spune în hotărâre. Citim unde spune ce se hotărăște. Se aprobă referatul de aprobare numărul 1.000 de bla 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 pentru bun imobil în suprafață de 313 metri pătrați, cum v-am spus în introducerea subiectului. Așa, și acest teren trebuie cumpărat de la o familie, n-are rost, vă dau numele familiei, oricum este pe site acolo, și că totul ne va costa doar 18.780 de euro. Ok. Dar ce-i cu terenul ăsta? Ne-am dus să vedem dacă există un litigiu pe această șmecherie. Și am găsit. Există un litigiu. Din 2014. Domnul respectiv și doamna respectivă cer revendicare imobiliară, pretenții, obligația de a face grănățuire și daune cominatorii municipiului Piatra Neamț și SC Parking S.A. 2014. Bă, de ce ori cere două persoane particulare chestia asta, o mai și câștigă la judecătorie și o câștigă și în apel. Ne-am stat și noi și ne-am uitat și am căutat și ne-am dus să vedem prin hârțogăraia pus acolo undeva în documentația asta stufoasă și observăm o decizie civilă din 2008 prin care persoanele respective sunt, hai să spunem, în proprietărie, că avem și titlul de proprietate eliberat în 2011 exact pe terenul respectiv. Deci din 2008, după aceea în 2011 au act de proprietate. Și în 2014, probabil ca să poată să stabilească ce e cu terenul ăla, din nou, deși aveau act de proprietate, cheamă primăria în judecată. Procesul durează din 2014 până în 2020, 2021 cu apel, numai 7 ani. Doar 7 ani, decât 7 ani. Și acum primăria cumpără terenul. Deși știa din 2011 că acel teren nu-i aparține. N-am intrat în amănunte. Când s-au construit acolo parcări, că e vorba de un teren mic, între blocuri, undeva dinspre Carrefour, spre oraș, pe strada Bistriței, fără număr, cică. Interesant este cum funcționează acest sistem. N-am intrat nici în amănunte să vedem de ce s-a dat terenul acolo, cum, că în sentință se spune că totul este legal. De ce nu s-au dat alte terenuri în compensare? E o întreagă tevatură cum s-a întâmplat la noi cu legea fondului funciar. Dar tu, primărie, în 2021 să vii să spui că vrei să cumperi un teren despre care foștii șefi de acolo știau că este prin ordin de titlu de proprietate atribuit cuiva, este puțin aiurea. Eu îi rog pe domnii consilieri locali să întrebe pe cei direct responsabili, să-i cheme în ședință, pe cei de la patrimoniu, pe cei care știau acolo, pe cei de la parking, cum au construit parcări pe un teren care nu era al primăriei. Și dacă cineva a greșit, să recupere banii de la el. Nu de la fraierii plătitori de taxe și impozite.
Acesta a fost Moș Neculai de la Mesagerul de Neamț pentru autoritățile locale, nu tontoritățile, că greșesc tot timpul, mă bâlbâi. Autoritățile locale și forul tutelar din Neamț. Ne oprim aici. Vă dorim o zi frumoasă, să vă simțiți bine, să vă desfaceți să vă bucurați de cadouri. Să ne bucurăm de forurile tutelare din Neamț, pentru că măcar ne fac să mai zâmbim din când în când. Cele bune! La revedere! Să fiți iubiți!